Bună seara, dragi slujeni, bună seara, dragi români de pretutinderi, oriunde v-ați afla. Vă mulțumesc că sunteți în această seară aici alături de mine și vreau în câteva minute să vă spun câteva gânduri legate de ultimele alegeri care au avut loc și care deja au rezultatele finale. Încă din start aș vrea să vă spun un lucru. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor peste 53.000 de clujeni care m-ați votat, mi-ați acordat votul dumneavoastră de încredere duminică. Acum rezultatele sunt oficiale la Cluj. Peste 53.000 de clujeni, repet, am avut onoarea să-mi acorde votul lor și încrederea duminică. Tuturor vă mulțumesc cu drag și din suflet, pentru că fără votul dumneavoastră, fără prezența dumneavoastră la vot, n-am fi reușit să continuăm lucrurile, zic eu, bune pe care le-am început la Cluj. Vă mulțumesc încă o dată cu drag și din suflet tuturor celor care mi-ați acordat încredere, ați mers pe ploaie dimineață, pe arșiță la prânz, seara, deși aveați alte lucruri mai bune de făcut, v-ați ales momentul și timpul să-mi acordați câteva minute pentru a fi prezenți la vot și să votați. Pentru asta, încă o dată, vă sunt recunoscător și, așa cum am încercat în toți acești ani să mă dedic intereselor publice, astfel încât trebuie să meargă cât mai bine cu putință omenește posibil, aici la Cluj o voi face și în continuare. Pentru că, repet, votul dumneavoastră nu numai că mă obligă și mă responsabilizează, dar este și o mare cinste și o onoare pe care mi-ați acordat-o, dragi clujeni. Încă o dată, mii de mulțumiri tuturor celor peste 53.000 de clujeni care mi-au acordat încredere. Vreau de asemenea să le mulțumesc și celor care nu m-au votat. Democrația presupune libertatea de exprimare, presupune libertatea de vot și, în consecință, celor care nu m-au votat, le spun iarăși cu sinceritate și direct, că vocea lor a fost auzită, a fost ascultată și, în consecință, le mulțumesc și lor. În consecință, acum pornim la drum, ne continuăm munca, la fel ca și cum a fost în prima zi de mandat, așa a fost și în ultima zi de mandat, așa o vom duce și în continuare. Pentru că provocările pe care le avem sunt foarte, foarte multe în fața Clujului. Sunt convins că unele lucruri pot fi făcute mai bine, mai repede. Doar cine nu muncește nu-și dă seama cât de complicat e uneori să duci niște lucruri până la capăt, de la idee, după aceea la creionarea proiectului, după aceea la căutarea finanțării, după aceea la procedurile administrative de licitație, de adjudecarea lor, de implementare și de recepție. Sunt multe lucruri, dar, repet, ele, dacă le faci cu dedicație, produc rezultatele dorite. Deci, încă o dată, dumneavoastră, celor 53.000 de clujeni care m-ați votat, încă o dată vă mulțumesc din suflet, respect decizia celor care nu m-au votat și am spus și o spun încă o dată, am fost, sunt și voi rămâne primarul tuturor clujenilor și vocea celor care nu m-au votat este auzită și ascultată. De asemenea, vreau să vă mulțumesc zecilor de mii de români care în acești ani, cu un like, cu apreciere, cu o critică, cu un sfat, a fost alături de mine aici pe Facebook. Vă mulțumesc din suflet că ați rămas într-un număr atât de mare, peste 260.000, ați rămas să fim împreună și să vorbim din când în când, să comunicăm din când în când. Vă mulțumesc cu drag tuturor celor care de acasă, din Cluj, din România, din afara granițelor, mi-a scris și îmi scrieți. Vă port în suflet, vă respect și vă mulțumesc pentru încrederea și pentru susținerea dumneavoastră. Și susținerea dumneavoastră, chiar dacă n-a fost prin vot, a contat enorm de mult. De aceea, acum la început de nou drum, încă o dată vă mulțumesc cu drag tuturor celor care mi-ați acordat voturile, celor 53.000 de clujeni, care, repet, ați fost până la capăt alături de mine. Vă mulțumesc tuturor celor care de pe Facebook în acești ani, repet, 260.000 de oameni, de români, oriunde v-ați afla, vă sunt recunoscător și vă mulțumesc. Și încă o dată, celor care nu m-au votat, i-asigur că vocea lor a fost auzită și ascultată. Am fost, sunt și voi rămâne
primarul tuturor clujenilor. N-a fost o campanie ușoară, de aceea am ținut în mod special să vă mulțumesc tuturor. A fost poate una dintre cele mai agresive campanii electorale pe care le-am avut la adresa mea. După cum ați putut observa, eu n-am atacat pe nimeni, n-am jignit pe nimeni, nu am formulat niciun fel de agresivitate verbală, mi-am văzut de drum, mi-am continuat munca la fel ca în prima zi de mandat și n-am greșit. N-am greșit pentru că până la urmă viața bate filmul. Adică au încercat mulți cu filme, cu dezinformare, cu campanii înverșunate, agresive împotriva mea. Ați văzut, s-au publicat niște studii care arată sume uriașe de bani care s-au investit împotriva mea. Cum se spune mai în glumă, mai în serios, cam povești, cam bază, m-a fost atacat pe uscat, din aer sau de pe mare. Am fost atacat din interior de la Cluj, din afara Clujului, din toate punctele de vedere. S-au plătit sume uriașe de bani cu dragul de a destabiliza oarecum lucrurile bune care au început la Cluj. Alții care au alte interese contrare intereselor publice, după părerea mea, au încercat să facă tot ce le este posibil. Însă nimeni, niciodată, nu poate lua bunul simț și vocea autentică a poporului. Până la urmă, poporul nu greșește niciodată. El este acela care judecă atunci când el, în analiza lui, cu pro și contra, dar el, pe decizie generală, nu greșește niciodată. Și mă bucur că această muncă până la urmă a fost văzută. Le mulțumesc tuturor celor care, atunci când au venit la Cluj, ne-au adresat cuvinte de, nu de mulțumire, cuvinte de încurajare, spunându-ne câte lucruri au văzut că s-au schimbat la Cluj, pentru că uneori pentru noi, cei care suntem aici la Cluj, e mai greu să ne dăm seama. Odată ce s-a schimbat lucrul, considerăm că e pentru totdeauna la fel. Adică odată ce am făcut zona, de exemplu, pietonală pe Universității sau pe Cogălnicianu, considerăm că dintotdeauna este așa. Sau când ai făcut malurile Someșu și arată foarte bine, le consider că dintotdeauna sunt așa. Sau ai modernizat un parc feroviar de ultimă generație, parcă dintotdeauna este acolo. Sau ai creat un parc nou, unde unii doreau să facă blocuri. De 14 etaje, mi-a făcut parc. Acum se consideră că dintotdeauna este acolo. Deci, trăind aici, mai greu ne dăm seama de lucruri care se întâmplă alături de noi. De aceea vă mulțumesc și dumneavoastră pentru încurajările pe care ni le-ați adresat. A fost de asemenea o campanie cu cele mai mari dezinformări din întreaga istorie a campaniilor electorale, pentru că ofensiva online de dezinformare nu poate fi oprită imediat. Până ieși să spui că nu e adevărat, s-a dus online-ul, s-a dus trenul din gară și au fost enorm, enorm de multe campanii de acest fel de dezinformare. Vă dau doar câteva exemple. Am finalizat o stradă mare, importantă a Clujului, se numește strada Giuseppe Verdi. Imediat ce a fost finalizată, cei care doreau cu orice preț să distrugă orice se construiește în acest oraș, au mers și au prezentat niște imagini de la o stradă mai jos, strada Valea Fânaților, la care se lucra la niște trotuare, spune, vedeți, boc vă minte, păi, zice că a gătat strada și uite că sunt trotuarele aici în lucru, fără să spună că nu-i strada aia, că strada despre care am vorbit e gata. Și o vede oricine, dar numai cei care locuiesc acolo știu lucrul acesta. Cei care nu locuiesc și au văzut în sute de mii de clipuri plătite la niște valori fabuloase pe internet, evident că până se conving ei că e greu de făcut acest lucru. Sau am început lucrările la școala din Borhanci și la liceu și sala de sport. Au plecat într-o sâmbătă, au filmat, spune, vedeți, nu se lucrează. Primarul a spus că s-a deschis șantierul, uite că nu se lucrează. Uite să spună că a făcut imagini de sâmbătă, când și oamenii aceia erau acasă. Dar prezentate luni, toată lumea spunea, da, mă, așa este. Deci, și astăzi am să vă mai prezint că mi-am pregătit niște imagini. Azi am văzut o știre prin presă în care spuneau, știți, a inaugurat boc lucrări la metro, dar uitați că nu-i nimeni pe acolo pe șantier. Și a prezentat o secțiune doar dintr-un câmp, pentru că șantierul ăla unde s-a deschis pentru metro e foarte mare. Și a prezentat doar o secțiune restrânsă unde nu se lucrează, pentru că se lucrează în cealaltă parte pentru mutarea utilităților, astfel încât în toamnă să vină acele cârtițe renumite, acei șobolani care intră subteran și vor face metrou. Dar dezinformarea, repet, și acum, după campanie continuă. Chiar în această seară o să vă arăt pe ecran imagini de astăzi, de pe șantier. Și să vedeți afirmațiile, și am să spun și ale cui, publicate în mass media, preluate ca atare, de dezinformare. De aceea am decis să comunic direct. Cred că asta e singura cale directă să comunic celor care doresc, pe bună dreptate, să afle informații directe, fără
a fi trunchiate, să răspund cu sinceritate la întrebările pe care mi le adresați, ca să vă informați și să știți corect ce se întâmplă în acest oraș. Și aia cu lopata de la spital. Da, Laurențiu Ciolacu. Domnul Ciolacu, sper că nu cea de la guvern. Ciolacu a fost la deschiderea lucrărilor la metrou. Domnul Ciolacu, domnul prim-ministru, fiu corect instituțional, pentru că așa este, pentru că trebuie să ne respectăm instituțiile statului și oamenii care conduc statul român la un moment dat. Lucrările la Spitalul Regional de Urgență au început. Le puteți vedea dacă mergeți din Cluj înspre Florești, unde este terenul unității militare, acolo au început lucrările la Spitalul Regional de Urgență, un spital care costă aproape 700 de milioane de euro, va fi gata în 2027, pe 9 nivele, cu toate secțiile necesare existente pentru a salva viața, cu peste 100 de locuri la terapie intensivă, pentru că această terapie intensivă este atât de importantă, inclusiv pentru arși cu locuri speciale și pentru ambulatoriu, cu circuite pentru urgență, pentru lucruri obișnuite și cu dotări de ultimă generație, pentru întreaga Transilvanie. Se fac doar 3 spitale în România, unul la Cluj, unul la Iași și unul la Craiova, și care, atunci când a fost prim-ministru, am acordat cele 7 hectare de teren din terenul unității militare pentru a se construi la intersecția marilor noduri rutiere. Autostrada, acum centrul metropolitan, acum se face metrou, se lărgește drumul Cluj-Florești de la 4 la 6 benzi pentru a avea bandă dedicată pentru salvare și bandă dedicată pentru autobuze, pentru a decongestiona traficul, prin vorba de primul tronson al centurii metropolitane. Deci, vă spun cu sinceritate, vă rog să vedeți, dacă nu este adevărat, vă rog să vă intrați în live, să-mi spuneți, pentru că eu vă prezint aceste date din teren. Datorită dumneavoastră avem pe un față un ligaunul. Pilu Egri, nu datorită mie, datorită oamenilor care au jucat în teren, dar am fost unul dintre aceia care m-am bătut ca universitatea să nu se rupă la Cluj, să nu se destrame, să nu dispară și, într-adevăr, împreună cu universitățile clujene, cu Radu Constantea, acum cu Neluțu Sabău, am reconstruit de la zero din Liga a 4-a. Mergeam și noi și jucam cu echipele din județ. Și acum îmi amintesc când fundașul era contabilul de la primăria din Jucu sau de unde. Jucam în Liga a 4-a, dar de acolo am crescut frumos, am ajuns în divizia. Anul trecut am bătut la porțile consacrării de a ajunge să câștigăm din nou Cupa României. Anul ăsta am fost la porțile intrării în cupele europene. Crește frumos această echipă și am încredere că acest brand fabulos al Ardealului, numai al Clujului, va avea viitor. După cum, în egală măsură, eu felicit și CFR-ul pentru reușita de a câștiga de atâtea ori campionatul și de a fi în cupele europene, cât sunt eu, voi susține Clujul prin orice mijloace posibile, indiferent despre ce echipă este vorba. Când joacă Clujul împotriva alte echipe, evident că susțin Clujul. Când jucăm între noi, cu CFR, la fel cum joacă Manchester City cu Manchester United, Inter cu Milano, avem dreptul și noi să avem favoriții noștri. Din acest punct de vedere, da, susțin universitatea în conflictul dintre, în conflictul, Doamne ferește, nu conflict, în jocul, în competiția dintre EU și CFR. Așa este, dar cei care sunt ultimii veniți în oraș sunt cei mai critici. Repet, democrația trebuie respectată, libertatea de exprimare trebuie acceptată. Eu am fost plăcut impresionat când am mers la vot, când au venit foarte mulți oameni de toate vârstele și mi-au spus cu drag, mergem la vot să le spunem clujenilor de unde am plecat și unde suntem. Că poate foarte mulți nu știu, s-au uitat de unde a plecat acest oraș și unde este asta. Noi suntem aici și am văzut asta. Mi-au spus într-adevăr foarte mulți clujeni, le-am strâns mâna, le-am mulțumit și cu asta sper că am reușit să ducem lucrurile bune mai departe. Într-adevăr, cine nu are reprezentarea exactă a locului de unde a plecat orașul, prin ce etape a trecut sau a trebuit să treacă, atunci, într-adevăr, nu ai poza mare, nu ai puzzle-ul mare, să spunem. Dar cred că asta e, până la urmă, frumusețea democrației. Fiecare judecăm, ne uităm din diverse unghiuri, din diverse poziții și analizăm cum este mai bine. Sunt convins că dacă nu era intoxicarea, agresivitatea fără precedent, investițiile unor sume de bani fabuloase, repet, au apărut deja
câteva date oficiale care arată, eu m-am luptat cu praștie și alții au tras cu dronele, dacă să zic, cu armele de luptă, adică m-am jucat cu mijloace cinstite, obișnuite, alții pur și simplu, așa cum am spus, au concentrat pe uscat, pe apă și din aer să tragă din toate pozițiile. Noi am mers exact cu ceea ce am făcut întotdeauna, cu muncă cinstită și cu adevărul. Le-am spus tuturor că am spus adevărul, inclusiv când a fost discuția cu centura metropolitană. A fost un moment dificil în campanie electorală. Am început ronsonul 1, București, Cluj-Florești, de lărgirea de la 4 la 6 benzi, care ne permite să introducem benzi dedicate de autobuz pe ruta Florești-Cluj. Mare lucru acest lucru. Asta înseamnă că din Florești până în Mărești vei ajunge în 20-25 de minute, la fel ca atunci când vom avea și metrou, pentru că vei avea linie directă, nu vei mai avea opreliști în trafic. Evident, nu luăm nimic de la mașini, rămân în continuare cele patru benzi, doar că mai creăm două benzi, de una pe fiecare sens, pentru transportul în comun. Și atunci când a fost tronsonul 2 al centrului metropolitane, a venit o singură firmă la licitație. Firma avea dreptul să vină cu maxim, să vină până în valoarea maximă permisă de licitație sau cu maxim 15% peste. Ori firma a venit cu 30% peste valoarea maximală permisă, când maxim cu ce se putea era 15%. Evident că Autoritatea Națională de la București ne-a spus foarte clar, trebuie să anulați licitația pentru că firma respectivă nu a respectat plafonul maximal și nu putem să adjudecăm o asemenea licitație pentru că valoarea maximală, repet, este atâta, putea veni cu maxim 15%. Puteam să amân anunțarea acestui rezultat, nu al meu, al comisiei, dar n-a făcut-o nicio secundă. Puteam să amân pentru că ofertele erau valabile până în 25 iunie. Și să spun, nu știu, comisia analizează, la revedere. Am preferat să spun adevărul, sunt convins că și asta m-a costat, sunt convins să fiu realist. Evident, când de cursul mandatelor de primar, foarte mulți oameni, pe bună dreptate, la nivel personal, sunt nemulțumiți de unele decizii ale primăriei. S-a desfințat mii de garaje, de exemplu. Păi am desfințat garajul, probabil, la unii dintre ei, emoțional, spune Bogne, a desfințat garajul, ok. E nevoie pentru că trebuie să duci orașul la nivelul următor. Am creat foarte multe spații publice, am nemulțumit șoferi în privința aceasta. Îi înțeleg, dar orașul arată bine. Gândiți-vă, de exemplu, cum arăta aripa diesel din centru, plină de mașini, îmbâxită, astăzi un roc de terasă. Cum arăta strada universității. Înainte, plină de mașini îmbâxită, acum e un spațiu în care se bucură toți clujenii la evenimente, în weekend, în timpul zilei, oricând, arată superb. Evident că unii sunt nemulțumiți și le înțeleg nemulțumirea, pentru că votul nu este o chestiune rațională, 100%, este una cu multe componente emoționale. Deci sunt conștient că, evident, și de acolo vine o parte din nemulțumire, dar cea mai mare parte a venit din dezinformare și din agresivitatea care s-a purtat la adresa mea, fără ca eu să spun un lucru, un singur deget să ridic, să pronunț numele unui contracandidat sau să vorbesc agresiv la nivelul sau la adresa cuiva. Mi-am păstrat întotdeauna echilibru. Consider că ura, violența trebuie stârpite oriunde s-ar afla, nu trebuie încurajate. Cred că acest oraș, care a trecut prin multe etape, inclusiv prin faza aceea ultranaționalistă, când ne scufundam pur și simplu prin învrăjbirea care se crease în oraș, a fost un lucru rău. Faptul că, iată, de o grămadă de vreme reușim să trăim împreună, reușim să arătăm că avem puterea de a trăi împreună și de a ne respecta reciproc și să punem în comun lucrurile care ne unesc și nu lucrurile care ne dezbină, cred că în asta stă puterea noastră de a fi puternici și nu în dezbinare și în ură. Suntem diferiți, dar diversitatea trebuie să fie una tu. Nu trebuie să se transforme în ziduri, în bariere, în învrăjbire, în polarizare, în ură între noi. Aceste lucruri nicăieri în lume, nicăieri în istorie n-au făcut decât să aducă nenorociri. De aceea am rămas și voi rămâne întotdeauna un om al soluțiilor echilibrate, un om care să construiască și să nu dărâme. Pentru că v-am spus mai devreme că vreau să, pentru că am vorbit de dezinformare și n-aș vrea să credeți că vorbesc așa, fără să am argumente. Vreau să vă uitați în campanie electorală la minciunile, repet, nenumărate care s-au spus, am dat doar două exemple mai devreme, dar astăzi, repet, când campania electorală este încheiată, un domn pe nume Sakash Ijvan, un activist, prezintă pe Facebook, trunchiat doar dintr-un colț, niște imagini în care spune, vedeți, Boca inaugura metrou, nu se lucrează. A fost acolo cu toată echipa lui, uitați, nu se lucrează la metrou, din nou minciună.
după cum o atacare consecventă a tuturor proiectelor Clujului. Dacă nu știți cine este acest domn, Sakaș Ișvan, pentru cei care nu sunteți din Cluj, vă spun că este acela care, atunci când am încercat și am reușit, evident, să repun pe socul statuia școlii ardelene, corifeii școlii ardelene, Samuel Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior, a fost acela care a spus să lase românii să nu mai, mai jelească puțin pe școala ardeleană și după aceea pot să stea pe sol, că le trece. Și pe bună dreptate a fost extrem de revoltat de o asemenea atitudine să distrugi spiritul acestui oraș în care noi români și maghiari ne respectăm reciproc valorile, tradițiile. Dar tu să vii și să spui lasă, jelesc un pic și după aceea le trece la români, ce dacă se pune grupul statuar pe jos, pentru că evident am dorit să fie acolo unde a fost, pe socul. La fel a fost acela care s-a opus ca pe strada Universității să se păstreze copacii și ce bine arată acum că s-au păstrat spațiile verzi de acolo. Dar văd că acest domn continuă dezinformarea la scenă deschisă cu agresivitate și cu niște interese pe care nu le înțeleg în spate de cel mână. Ca să nu credeți că vorbesc așa, am să vin să vă prezint pe ecran aceste imagini. Am un ecran aici în birou la mine și am să vă prezint cum arată de fapt lucrările astăzi, ca să vedeți. Acum am să întorc camera, ca să puteți să vedeți și dumneavoastră. Așa, aici am acest ecran și uitați cum arată lucrările. Așa, cum arată astăzi la lucru, în data de 12 iunie, la ora 7:01 dimineața, vedeți? Aici erau lucrările la devire de utilități, se deviază conductele de apă, de gaz, astfel încât să se poată face loc cârtiței când va veni în toamnă să lucreze. Deci aici sunt aceste imagini pe care le puteți observa. Vedeți? Imagini din 12 iunie la ora 7:22 dimineața, unde se lucrau cu utilaje, cu tot ce este necesar. Așa le puteți observa aceste imagini aici, în acest perimetru de lucru. Da? Așa, să văd dacă se mai mișcă puțin. Așa. Aici o altă imagine la ora 9:14, pentru că am cerut dirigintelui de șantier și i-am spus, bă, omule, dar tu ești diriginte de șantier și nu mă informezi dacă nu se lucrează? Pe cum nu se lucrează, domnule prima? Stați că avem poze în fiecare zi, zilnic, avem poze de monitorizare a șantierului și știm ce se întâmplă acolo. Vedeți strada așa pe ora 7:22. Acum, ca să vedeți, aici a fost locul unde el a filmat, în această zonă unde este pătratul roșu, iar lucrarea era în această zonă. Practic, dezinformând într-o manieră crasă lucrurile care au avut la metroul din Cluj. Acum, dacă toți sunt aici, poate reușesc să vă prezint, pentru cei care sunt interesați, o simulare cu metrou, cum arată stațiile de la metrou. Să văd dacă reușesc. Așa. Aici este o simulare făcută de către constructor, cum arată stația, de exemplu, prima din Sopor, din partea cealaltă, nu dinspre Florești, așa va arăta metroul de la Cluj, străzi cu scările rulante aferente oricărui metrou, se va lucra la o adâncime cuprinsă între 26 și 67 de metri, cu sisteme automate de intrare-ieșire din stația de metrou, ca atare. Aici este o altă stație, aici pe care o puteți iarăși o observa, din perspectiva intrării, mai înainte a fost ieșirea, acum este partea de intrare în stația de metrou. Așa, deci lucrările la metrou din Cluj au început, din Florești, pentru că trebuie să asigurăm o mai bună conectivitate la Spitalul Regional de Urgență. Aici sunt vagoanele trenului de metrou, așa cum le puteți vedea, cu stația Europa Unită. Stația Cosmos este stația care va fi lângă Julius Mall. Asta va fi stația de metrou din zona Julius Mall, pentru că, uite aici sunt vagoanele de ultimă generație ale metroului, așa cum vor fi ele aduse la Cluj, evident, cu tot sistemul de siguranță și de securitate prevăzut de către cei care construiesc această rețea de metrou. Sunt 19 stații de metrou din Florești până la podul Ira, în Cluj-Napoca, iar din podul Ira, de la podul Ira, o ramură merge până pe Bulevardul Muncii, iar cealaltă ramură merge până în Sopor, trecând pe la Julius Mall. Așa arată
această simulare. Acum să mergem un pic mai repede ca să vă arăt și alte stații, să vedem aici ce stație. Vedeți, este tunelul care va fi făcut de cârtițele metroului, care cârtițe vor veni la Cluj în toamna acestui an. Așa arată practic tunelul prin care va circula metroul de la Cluj, pe care l-aveți aici în față. Da. Ajungem în stație și veți putea să vedeți această simulare. Strada Sportului, aici este este o stație aproape de centrul orașului, aproape de zona stadionului și a sălii polivalente din Cluj, de aceea s-a numit și stația Sportului, pentru a putea să o vedeți ca atare, cu lift pentru persoane cu dizabilități, conform prevederilor și normelor legale, evident, sistemul de scări rulante necesar, inclusiv de mers pe jos dacă dorești, poți să alegi varianta de a merge pe jos sau pe scările rulante ca să urci la metro. Acolo sunt scările, aici sunt scările rulante, aici sunt vagoanele și lucrurile aferente. Bun, aceste stații, repet, sunt prezentate, clipul durează mai mult și n-aș vrea să vă rețin prea mult cu această prezentare, dar am vrut doar să o vedeți că ea există și cam așa arată partea de metro de la Cluj. Acum au fost câteva momente care au vizat și construcția acestor... Aici avem câteva imagini de la inaugurarea terminalului aeroportului nou de plecări din Cluj. Aș vrea să le vedeți. Cei care veniți la Cluj cu drag, vă așteptăm cu un nou terminal de plecări. Vă mulțumim pentru înțelegerea de care ați dat dovadă, pentru că a fost o perioadă grea când a trebuit să... stăm în niște containere provizorii. Acum această zonă nouă, modernizată, este deschisă publicului, acest terminal nou cu elemente și cu porți de securitate de ultimă generație, sisteme de control Schengen de ultimă generație, duty free, aferent la fel ca și în orice aeroport european modern, cu porți moderne de intrare în aeroport și cu spații decente, pe care le puteți vedea pe noul terminal de la aeroportul din Cluj. Repet, care din 7 iunie este deschis și clujenii pot să-l vadă ca atare. Sunt imagini din 5 iunie când s-a inaugurat pentru clujeni acest nou terminal de la aeroportul din Cluj. Aici v-am dat date, aici sunt de la metrou, deschiderea lucrărilor la metrou din Cluj. Aici prima stație care se face în Mărești, se numește nu Țara Moților, că doar cum spune cântecul din Țara Moților, noi venim, nu se poate decât așa. Aici sunt imagini de la momentul de deschidere a lucrărilor la metroul din Cluj, lucrări care au pornit, așa utilaje pe care nu credeau ceilalți că o să le facă. Aici doar să vă prezint, vorbeam de centura metropolitană a Clujului, tronsonul 1, Cluj-Florești. Aici aș vrea să vă prezint faptul că, vedeți, vor fi 3 benzi pe sens, acum sunt 2 doar, sunt 4 benzi în total, de 2 pe sens. După realizarea centurii metropolitane, faza 1 sau tronson 1, vor fi una, două, am dus un pic în spate să adun apoi ecranul, că m-am jucat cu el. Să vedem că am plecat. Trebuie să nu ating cu mâna, trebuie să mai joc cu telecomanda, dar acum o fac înapoi. Așa. Vreau să vedeți aici, pe lângă faptul că va avea piste de biciclete, toată ruta asta Cluj-Florești, va avea bandă dedicată pentru autobuz, vedeți aici autobuzul pe această bandă, plus încă 2 benzi de circulație, da, care se păstrează la fel cum sunt în momentul de față. La fel și pe partea cealaltă, 2 benzi pentru traficul obișnuit și bandă dedicată pentru autobuz, plus piste de bicicletă. Ei, acest sistem ne va permite să introducem bandă dedicată pentru autobuz, bandă pe care va circula de altfel și salvarea și taximetriștii. Și atunci, practic, o bună parte din congestia, din aglomerația care vine dinspre Florești, lasă spre Cluj, va putea fi atenuată parțial. Aici va fi un pasaj de 58 de metri la intrarea Spitalului Regional de Urgență, aceasta este girația de la Spitalul Regional de Urgență, pe dedesubt podul acesta continuă deplasarea dinspre Cluj și dinspre Florești. Aceasta este imaginea cu Spitalul Regional de Urgență la care au început lucrările din Cluj. Cine mă întreba despre acest spital este vorba, așa va arăta atunci când el va fi finalizat. Asta este o privire de ansamblu, Spitalul Regional de Urgență, accesul de pe drumul Cluj-Florești, de dedesubt, unde este girația și podul, repet, de deasupra, care asigură
deplasarea la Spitalul Regional de Urgență. Acum, evident că aș dori să vă mai povestesc câte lucruri doriți dumneavoastră, dar n-aș vrea să vă rețin foarte mult pentru că mi-a făcut această plăcere și onoare de a fi alături de mine în această seară. Dacă mai sunt întrebări la care doriți să vă răspund cu mare drag, mă duc înapoi și pun telefonul aici în suportul acesta pe care l-am și vă stau de asemenea la dispoziție. Eu mulțumindu-vă încă o dată pentru că mi-ați permis să pot povesti cu dumneavoastră și să vă împărtășesc câteva din gândurile acum, după ce dumneavoastră mi-ați acordat din nou încredere. Încă o dată nu am decât cuvinte de respect, mulțumire și de prețuire pentru cei peste 53.000 de clujeni care au fost acolo și au votat, repet, fie că a fost vreme bună sau vreme rea și au dedicat din timpul lor. Să vă mulțumesc tuturor celor peste 260.000 care sunteți într-o formă sau alta alături de mine pe Facebook și mesajele dumneavoastră întotdeauna au fost extrem de bine primite, pozitive sau de reflexie, chiar cele critice, și din acestea învățăm, pentru că până la urmă înveți și din greșeli, de multe ori la fel de bine ca și din lucrurile care țin de succes. Așa, Letiția, mulțumesc frumos pentru urare și vă doresc dumneavoastră, în primul rând, sănătate și să ne putem revedea în continuare sănătoși, pentru că, dragii mei, să rețineți, nimic nu este mai important decât sănătatea. Cultivați sănătatea în fiecare zi. Dacă avem sănătate, putem să stăm și la ora asta, cât e 10 fără 20, să facem un live să povestim. Dacă n-ai sănătate, n-ai chef de povești, te uiți numai ce medicamente să-ți iei, banii să-ți îi dai pe medicamente și nu pe un abonament la o sală de sport sau la altceva. Deci nu există mai important lucru pe lumea asta decât cultivarea sănătății și nu așteptați când e prea târziu. Sănătatea se cultivă ca stil de viață din fragedă tinerețe. Investiți în sănătate, investiți în mișcare, investiți într-o alimentație echilibrată, investiți în echilibru în general, fără excese. Nimeni nu spune că să nu servești una, să nu servești alta, dar totul cu moderație. Că dacă este moderație, gânduri pozitive, alimentație echilibrată, sănătoasă și mișcare, sunt șanse de a avea o viață mai lungă și de calitate. De-aia vă mulțumesc. Suciu Marius Călin, mulțumesc Marius pentru... Suciu este și un nume așa din zona mea de munte, de la Rechițele, din patria lui Avram Iancu, acolo, Dan Laciu, Doru Lucian, la fel, și mulțumesc pentru mesaj, pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Bun venit, Sare Chicinaș și Tibi Covaci, online. Pentru cei care ați intrat mai târziu, aș vrea să știți de ce am făcut acest online. L-am făcut cu scopul, din suflet și cu drag, să vă mulțumesc pentru încrederea dumneavoastră. Atât pentru faptul că m-ați susținut prin vot, cât și pentru faptul că cei care nu sunteți din Cluj, dar într-un număr atât de mare din țară și din străinătate, ați fost în acești ani alături de mine și mi-ați dat energia pozitivă să pot continua și să merg mai departe. Sper ca împreună să putem construi aici un oraș ca afară, ne dorim asta, cu toții ne dorim o țară ca afară, dar o țară ca afară în primul rând se construiește cu orașe ca afară și la asta muncim în fiecare zi. Mi-amintesc o vorbă a unui fost premier italian care spunea așa, în limba engleză sună așa, freedom to move, but also freedom to stay. Adică libertatea de mișcare este sfântă în Uniunea Europeană și ne bucurăm de a să dea Dumnezeu să fie Europa asta pentru eternitate, să ne putem mișca, să ne putem găsi loc să învățăm, să ne plimbăm, să fim împreună 450 de milioane de cetățeni europeni, dar să avem și libertatea de a alege să rămânem acasă, să nu fim obligați din motive economice să părăsim țara sau orașul sau județul. Asta trebuie să facem noi acasă, să fie nu doar one-way ticket, cum din nefericire acum este de la est la vest, ci să fie dus întors biletul atunci când românii pleacă. Să se poată întoarce din nou acasă, pentru că aici vor putea găsi condiții decente. Asta încercăm la Cluj. Uneori reușim, alteori este mai complicat, dar asta ne animă să aducem calitatea vieții în tot ce înseamnă educație, sănătate, infrastructură, locuri de muncă bine plătite, contextul unde oamenii să simte bine, spații publice de calitate, transport public nepoluant. Asta dorim să facem. Apropo, mi-amintesc că într-o seară, acum înainte de alegeri, după ce zona de pe universității, cei care cunoașteți centrul orașului din Cluj-Napoca, o zonă superbă, strada universității este plină acum de terase, spațiu pietonal, arată ca un spațiu european autentic, și veneam cineva de la terasă care stătea și reservea masa, bea un pahar de vin, ce mulțumesc domn primar că putem bea fără noxă.
nu fac reclamă la băuturi, am spus moderație în toate, că nimeni nu-ți poate spune, domnule, n-a băut în viața lui un par de beri, un par de pălinc, ce am băut și un par de pălinc, totdeauna fac reclamă când vin străinii, le spun că pălinca noastră ardelenească e cel mai bun antibiotic și că strămoșii noștri beau patru pare de ștampele și ciobanii și apărau turma de oi la munte împotriva urșilor și a lupilor, când venea după ce aveai patru pare de pălincă, te băteai și cu urșii, mă, lume și eu. Dar e bună, gata, dar așa, din când în când, cu moderație și nu cu altceva, le spuneam, ei, ăla mi-a spus, mulțumesc că putem servi masa și să bem fără nopți, adică cum era ca pe strada aia să-ți intre fumul de la mașini în nas în timp ce serveai ceva la masă. Evident că mulți m-au criticat, mulți au fost nemulțumiți, dar acum ne bucurăm de acest spațiu urban de calitate pe care l-avem acolo. Așa, mulțumesc tuturor celor care ați mai intrat, Andreea Voina, Nicu Gherbea, Dragoș și Mădălina, Liviu Toader, Eugenia Filop, Adrian Diaconu, mulțumesc că ați intrat. Repet, scopul în această seară a fost în primul rând, să vă spun mulțumesc, sincer, fără alte comentarii. Îl mulțumesc cu drag și cu sinceritate și încă o dată, cu sprijinul dumneavoastră, am demonstrat încă o dată că, indiferent cât de mare ar fi dezinformare, cât de mulți bani murdari s-ar băga în campanii murdare împotriva mea, viața bate filmul mincinos. Asta ați făcut dumneavoastră, asta ați reușit și de aia, repet încă o dată, eu vă mulțumesc. O seară bună, promit că o să mai revin și cu alte ocazii pentru asemenea modalități de a conversa în direct, pentru că atunci putem să știm cu adevărat cum stau lucrurile. Așa, cât timp o să avem asfalt pe strada Toporului până la legătura cu Borhanci. Este parte a proiectului, deci strada Soporului se face de 16 metri. Deci sunt drum cu 4 benzi de circulație. E prins în tronsonul 2 al centrului metropolitane, care acum l-am relicitat. Deci doar o chestiune de timp, dar avem 1,2 miliarde de euro bani europeni pe care am reușit să-i atrag și cu care vom moderniza această stradă într-o formulă definitivă și eternă. Cine are acolo teren sau să știe că va fi o zonă de dezvoltare majoră a Clujului. Practic, cartierul Sopor pe care îl pregătim acum este un cartier de 236 de hectare de dimensiunea Mănășturului. Cine știe Mănășturul cât de mare, n-o să știe și Soporul la fel de mare va fi. Dacă vedeți, am spus de fiecare dată, și în Borhan și în Sopor, nu putem să-l transformăm într-un ghetou, să se construiască cum ar fi dorit unei contracandidați de a mei pe toate dealurile, să se adeau utilizații imediat, fără drum, fără centru de cartier, fără creșe, fără grădiniță, ca să ne sufocăm. Avem greșeala de la Florești, unde nu s-a ținut cont de corelarea locuirii cu infrastructura. Trebuia prima dată infrastructura după aceea locuirea. Noi plătim acum aulele spoarte a ceea ce s-a întâmplat greșit în Florești, de la 7.000 la 70.000 de oameni. Nu-ți devină oamenii. Ei pe bună dreptate și-au căutat un loc unde să trăiască mai bine. Vinovați sunt cei care au aprobat în Florești construcția unor imobile fără să aibă asigurată infrastructura, fără să ai creșe, fără să ai școală, fără să ai grădiniță, fără să ai străzi asfaltate, fără să ai conectivitate asigurată. Acum noi, repet, încercăm și ducem transport public, metrou, centură metropolitană, toate le-am pronit din Florești, din investiții de peste 3 miliarde de euro care acum au început din Florești. Dar asta e treaba noastră, să mergem mai departe și să muncim. Dar vă spun că aceste lucruri la Cluj se fac, de aceea orașul eu cred că și-a păstrat atractivitatea, pentru că noi am ținut sub control, fără să permitem haosul acela pe care și l-ar fi dorit unii din mafia asta imobiliară, care au finanțat o grămadă de contracandidați de-a mei ca să poată pune mâna pe Cluj și să-și facă meandrele în interes privat. Am spus de fiecare dată, acest oraș este pentru oameni, nu pentru profit. Profitul trebuie să meargă mână în mână cu interesul public și atunci este în regulă. Au văzut că am dat exemplu cu Parcul din Zorilor, unde se doreau să construiască blocuri de 14 etaje. Acolo noi am construit un parc extraordinar pentru toți locuitorii din zona care nu aveau acces la un parc. Dar era necesar pentru interesul public. Cum ar mai fi arătat acea zonă cu încă, știu eu, 10 blocuri de câte 14 etaje? La fel la Expo Transilvania. Am oprit să nu se ajungă să se construiască blocuri, ci din potrivă să construim un parc nou, să modernizăm baza sportivă, să modernizăm toată area de acolo, să realizăm un parking pentru oameni, nu neapărat așa cum ar și-ar fi dorit unii pentru profit. Asta costă la un moment dat, costă să unde mai faci 4 benzi. Repet, dacă mă întrebați de Cluj-Florești, acum sunt 4 benzi, se mai extinde cu încă 2 benzi, de la 4 la 6 benzi. Drumul Cluj-Florești, câte o bandă dedicată pentru autobuze și salvare pe fiecare parte, dacă mă întrebați Marius despre Cluj-Florești, despre asta vorbesc. Vorbesc de drumul Soporului, drumul Soporului va fi un drum nou de la zero, adică un drum extins,
ca lumea, de 16 metri, repet, de 4 benzi, ăla va fi făcut ca parte a centrului metropolitan, este o axă fundamentală, dacă cumva vorbiți de Sopot. Hai România, vedem meciul în centru. Avem, le felicit pe cei de la Julius Mall, că au creat un cadru, un parc superb unde se pot vedea meciurile României. Sper într-o reușită a minunatei noastre echipe naționale. Nu vă luați după rezultatele de la amicale. Nu ai adevărată față echipe naționale, cu știm cu toții asta. Eu zic că batem Ucraina, facem egal cu Belgia, după aceea cu Slovacia, depinde de ce nevoie mai avem. Am încredere în această echipă tânără, cred că poate să readucă victoriile pentru naționala noastră și am încredere în generația lui Ianis Hagi, noi care am crescut cu Gică Hagi, cu generația de aur, și noi am fost în prag de semifinale de campionat mondial, eram în stradă după ce am bătut Argentina, auzi cu cine jucam, ne băteam Argentina, da? Cu Maradona. Am ajuns în semifinală, prag de semifinală, jucând cu Suedia și am pierdut la câteva minute pentru a nu ajunge în semifinala cu Brazilia în campionatul mondial din 94. Da, se poate ajunge din nou mai departe așa. Deci nu vreau să iau pe fotbal, că atunci vorbim toată seara, mă pasionează și pe mine un pic fotbalul. Așa. Se mai continuă cu da, pe colonia Sopor se continuă, da, frezajul exact, ca să aplicăm lucrări specifice străzilor nemodernizate, astfel încât se poate circula. Cred că chiar în această lună se va lucra, se va continua frezajul, dacă era întrebarea pentru Șerdean Andrei. Am vorbit chiar astăzi cu directorul tehnic despre acest subiect și se continuă de către Direcția de Drumuri Urbane. Așa, dacă mai sunt alte întrebări, îmi cer scuze că vorbind n-am putut să citesc toate întrebările. Când asfaltați Ieremia Grigorescu? Este în proiect pentru anul viitor. Dacă putem începe mai repede, vedem. Dar în anul viitor este prevăzută lucrarea să se facă. Practic, acum am terminat două străzi mari. Am făcut o investiție de 30 de milioane de euro pe trei străzi mari, arterii importante. Valea Seacă, cea care leagă calea Baciului de Dâmbu Rotund și practic asigură conectivitatea cu Popeștiu, o stradă extrem de importantă a Clujului, făcută de la zero. Am făcut Giuseppe Verdi, care bine, după Valea Fânaților, Giuseppe Verdi și urmează Colonia Fânaților. Și vom termina până la începutul lui august strada Valea Chinteului, o stradă de 4 km, 3,7 km, de ultimă, așa, cu dotări moderne, așa cum le găsiți peste tot în Europa. Practic, acum trebuie doar să se introducă acolo, pe Valea Chinteului, cablurile în subteran, să taie stâlpii vechi și rămân stâlpii noi de iluminat. S-au tras, mai trebuie tras doar ultimul strat de asfalt și după aceea marcajele. Deci până la Sfântă Mărie și marcajele vor fi gata, dar până la întâi au cam două săptămâni în perioada de marcaje pentru a se putea circula după aceea cum trebuie. Pe 1 august sperăm ca lucrările să fie gata. Dacă cei de la CFO, care au obligația să introducă toate cablurile acestea în subteran, care sunt acum deasupra, dacă se țin de cuvânt, atunci terminăm lucrarea la 1 august. Dar oricum în vara aceasta și Valea Chinteului e o lucrare care va fi finalizată. Repet, toate cele trei străzi valorează 30 de milioane de euro. O investiție extrem de importantă pentru oraș. Încet, cât timp Daciane, Spitalul Regional de Urgență, potrivit contractului semnat, va fi finalizat în 2027. Acesta este termenul de finalizare. Repet, o investiție de aproape 700 de milioane de euro. Autorizații de construcție pe strada Ceaicuțului, sunt șanse? Sunt șanse dacă planul urbanistic general permite. Aici vreau să fie foarte clar, egalitate de tratament, toată lumea să aibă aceeași șansă, conform a ceea ce scrie în planul urbanistic general, specific pentru strada Ceaicuțului. Nu știu detaliile tehnice de pe această stradă, puteți cere un certificat de urbanism de informare, care vă va spune în ce condiții și cum se poate construi. Deci oricine are un teren, sau chiar dacă nu are, vrea să știe ce se poate construi într-o anumită zonă, începe cu un certificat de urbanism care poate fi emis inclusiv în formă electronică, în formă online. Doar să ne spuneți exact locația, parcela, noi ne uităm și dumneavoastră puteți de altfel să consultați planul urbanistic general să vedeți acest lucru, dar putem să vedem un răspuns ca atare. Valentin Mihailă, și eu sunt mândru de orașul în care trăim împreună, e meritul dumneavoastră și a tuturor clujenilor pentru ceea ce ați făcut și ați creat acest oraș. Noi doar îi asigurăm o direcție echilibrată prin munca dumneavoastră. Pe când e gata metroul? Metroul e gata în 2031.
Asta este termenul de finalizare. Avem ca termen 2026, un termen intermediar pentru a finaliza 7 stații, dar nu funcționale, doar să fie gata la nivel de pentru că trebuie dus metrou până la capăt. Odată ce șobolanul ăla intră, ăla trebuie să meargă până la capăt să termine metrou, dar pentru că primii 300 de milioane de euro avem asigurați din PNRR, ei trebuie să fie cheltuiți pe cele 7 stații care trebuie să fie gata. E făcută cerere din 1 ianuarie și nu am primire. Pentru cei care au făcut lucrurile de parcare acum, în această săptămână se anunță, se distribuie locurile de parcare conform prevederilor legale. Deci v-aș ruga să urmăriți site-ul primăriei sau să intrați la serviciu parcări cu o întrebare, pentru că acum se fac aceste repartizări. Nu aprob blocuri între case, sunt acelea care întotdeauna am încercat să mențin echilibru. Evident că sunt, întotdeauna este o zonă tampon, undeva se termină casele și încep blocurile. Și am încercat de fiecare dată să păstrăm și să le cer specialiștilor din Comisia de Urbanism să păstreze continuitatea, astfel încât case să fie case, unde începe zona de blocuri să fie zona de blocuri. Coșul de gunoi din Mărăști, nu prea sunt toaletate. Deci, domnule primar, coșurile de gunoi, așa, de lipsesc de pe stâlpi și spațiile verzi prin Mărăști, nu prea sunt. Transmit acest mesaj dimineață colegilor mei de la spații verzi și de la salubritate. Pentru Mărăști, atât pe spațiile verzi cât și pe străzi coșurile de gunoi. Colegii mei, oricum, se uită și își notează mesajele dumneavoastră pe care le spun. Așa, exact, dar nu vede aceste comentarii. La Tudor Junior, nu știu la ce te referi, cu drag aș fi vrut. Satmari, cu mult drag, domnule primar, sănătate și eu vă doresc multă sănătate și vă mulțumesc că doamna sau domnișoara, domnul Satmari, văd eu bine aici, cred că da. Radu Miclăuș, oarecând se cosește pe malurile Someșului. Acum, să știți că o parte din vegetația de pe malul Someșului, în special, a fost concepută să fie un spațiu în care să te bucuri de natură, de florile care sunt diferite acolo, de diversitatea florală, de natura un pic specifică și nu cosirea ei, dar să fie tot tuns și frezat. Sunt zone unde trebuie să se tundă, dar sunt și zone concepute în mod special ca să te împrietenești mai mult cu natura, să ai parte de un cadru natural. Așa au conceput experiența, așa au conceput proiectanții. Adică să fie o alternanță între spații, precum unde se cosește, unde se frezează, așa se tunde iarba, spații unde se lasă să crească vegetație oarecum specifică zonelor verzi, inclusiv flori de toate tipurile, și aia nu se cosește, ci din potrivă se menține o perioadă de timp până înspre toamnă. După cum ai zona de plajă specifică. Deci partea aceea care este oarecum mai naturală, aceea în mod special a fost lăsată să fie prezentată ca atare. Pe malurile Someșului, și cred că dacă mergem pe malurile Someșului putem fi mândri că seamănă și este la fel ca un mal amenajat în orice mare oraș european. Eu mă bucur de ceea ce putem avea aici la Cluj ca spațiu urban de calitate, pentru relaxare, pentru plimbare, pentru alergare, pentru petrecerea timpului liber, pentru a sta la soare, pentru a povesti cu prietenii. Eu cred că e un lucru frumos. Așa, mai departe, ce avem, ați putea să îmi răspundeți, vă rog, la întrebare, Tudor Ludușan, care e întrebarea, că nu o văd? Cum de nu o să avem în zona gării o stație de metrou? Dacă asta era întrebarea. Metrou nu merge la gară. Metrou vine pe axa Florești, centru Mărăști, până la podul Ira. La podul Ira se fac două ramuri, una merge spre Bulevardul Muncii, una merge spre Iulius Mor, spre Sopor. Se conectează însă gara de aeroport în felul următor. Avem proiectul trenului metropolitan, care pe infrastructura existentă a căii ferate, creăm stații intermediare și introducem noi garnituri de tren care circulă din 30 în 30 de minute pe axa asta, aproape de la Huedin până la Gherla Dej. Dar, pe această porțiune, deci vii cu trenul metropolitan din 30 în 30 de minute, poți să cobori la aeroport, pentru că vom face stații speciale de tren aeroport, conectând gara de aeroport. Iar dacă vii cu metroul din Florești, vii până la podul Ira, la podul Ira te cobori din metrou și urci pe trenul metropolitan și te duci la aeroport sau te duci mai departe cu trenul. Deci, asigurăm conectivitatea între trenul metropolitan și metrou, pentru că așa cum ați văzut și peste tot în lume, în Europa, acolo se intersectează aceste artere de mobilitate. Că ai metrou, că ai tren metropolitan,
ele se intersectează, cobor din una, mergi în alta. Nu, cobor în Bruxelles, în aeroportul unde mă duc uneori, ai coborât două nivele mai jos, te-ai dus și ai luat trenul și te-ai dus pe centrul Bruxelles și ajungi în 11 minute, 12 minute, în loc să stai în trafic, să pierzi vremea acolo. Ai calea aceasta, trenul direct din aeroport. La fel va fi și la noi. Cobori din aeroport, te poți urca în trenul metropolitan și să mergi în centrul orașului, ajungi la gară. Sau să cobori la Ira, să urci pe metrou și să mergi în Florești. Să nu fii nevoit să bați orașul acesta. Metroul va avea distanța asta de 21 de kilometri, parcurs între 20 și 25 de minute. Deci metroul va avea 21 de kilometri. Distanța va fi, repet, parcurs între 20 și 25 de minute. Strand, da, se face la San, un aquapark de 5 hectare. Acum mutăm, practic, o magistrală de apă de dedesubt, mutăm o rețea de trans electrică de deasupra ca să putem face loc la 5 hectare de teren pentru strandul de acolo. Pe calea Florești, doamna Suzana Tamaș sau domnișoara, e plin de boschetari. Să știți că noi tratăm cu maximă seriozitate, dar și cu respect pe toate persoanele fără adăpost. Am construit și avem, cred eu, peste 200 de locuri astăzi în centrele de găzduire a persoanelor fără adăpost, unde au acces la un pat, la hrană, la căldură, la igienă, la spălat, astfel încât să asigurăm un cadru decent pentru orice ființă umană. Și poliția locală îi invită în urma sesizărilor oamenilor, noi nu putem să-i obligăm să rămână acolo, dar nici nu putem lăsa să apeleze la mila publică sau la aceste lucruri care sunt contrare legii. Dar respectăm demnitatea umană, oferind un loc decent în care să poată rămâne, să poată avea acces, repet, inclusiv la consiliere pentru ocuparea unui loc de muncă. Și mulți au reușit în urma consilierii pe care am oferit-o să-și ocupe un loc de muncă. Dar am reținut mesajul dumneavoastră și am să rog poliția locală să fie mai prezentă pentru a duce acești oameni să obțină, repet, condiții de calitate a vieții cât se poate. Repet, pentru oamenii care nu au casă sau nu au un adăpost propriu să poată avea acces la ceea ce primăria oferă. Mai departe, parkinguri mai faceți, Alex Achim, văd acum. Da? De exemplu, acum va fi unul în construcție, în Zorilor, da? Pe Gheorghe Dima, e un parking care pleacă la drum. Se va termina în toamnă un parking lângă cimitir, un parking de 400 și ceva de locuri, aproape 500 de locuri. E făcut în regim privat și cred că în această toamnă va fi dat în folosință pentru că este într-un stadiu avansat de lucru. Deci rețineți cum mergi în cimitirul central pe partea dreaptă, parking de 400 și ceva de locuri va fi gata în această toamnă. A zis, prima dată școală, infrastructură. Asta e principiul după care, repet, încerc să țin Clujul sub control. Știu cât de greu este, pentru că și pe Borhanci am temperat și am spus prima dată facem infrastructura stradală, facem centura, facem școală, după aceea ne ducem la nivelul următor de locuire, pentru că altfel ne sufocăm, oricum este foarte greu. La fel facem și în Sopor. Acest lucru trebuie făcut dacă vrem să păstrăm un Cluj de calitate. Dacă nu, ne vom lua și noi lumea în cap și vom pleca de la Cluj dacă nu vom păstra acest echilibru pe care trebuie să-l avem. Cum veți rezolva situația cu perioada lucrărilor la spital? Lucrările la spital nu afectează în mod dramatic traficul pentru că nu se lucrează sub trafic la lucrările pentru Spitalul Regional de Urgență. Acum avem lucrarea la primul tronson al centrului metropolitane, care, așa cum am spus, presupune lărgirea de la 4 la 6 benzi. Și aici vom avea un plan de trafic astfel încât să diminuăm cât se poate de mult disconfortul, pentru că se lucrează în afara carosabilului actual și vom încerca, mai ales în perioadele aglomerate, să nu perturbăm traficul, ci dimpotrivă să putem avea grijă ca acesta să se deruleze așa cum se derulează acum, dar în același timp să ne și atingem obiectivul de alergie de la 4 la 6 benzi. Așa. Când se face strada Valea Chinteului? Valea Chinteului? Cine locuiește? Domnul Grigan. Păi, tocmai am vorbit mai devreme că Valea Chinteului, la 1 august, va fi gata. Am o mică rezervă doar dacă cei de la CFO nu își introduc cablurile subteran care au obligația că după aceea să tăiem stâlpii vechi ca să rămână numai iluminatul nou. După cum vedeți, mai trebuie doar un singur strat de asfalt pus, restul e gata. Sunt peste 9 stații de transport în comun, vor fi dotate cu copertine și cu tot ce trebuie. Deci strada este în fază avansată de finalizare și, repet, în august va fi inclusiv cu marcaje finalizate până la Sfântă Mărie cel târziu.
așa, un focar, unde? În piața Mihai Viteazul. Acum vom intra în Consiliul Local cu un proiect care vizează reamenajarea a întregii zone din piața Mihai Viteazul. A trebuit să așteptăm ca niște contracte pentru chioșcurile care erau pe canalul Morii să expire. Acum expire la începutul anului și atunci anul viitor putem să intervenim cu lucrările, să decompertăm canalul Morii, să eliminăm toate chioșcurile de acolo, să facem lucruri de calitate. Vă asigur că veți vedea lucruri importante, frumoase în zona pieții Mihai Viteazul. Urmează să intre și această zonă, dar am fost blocați de contractele care au fost încheiate pe 25 de ani de către vechea administrație. Așa. Pasajul de la tăietura Turcului. Foarte bună întrebare, Robi Fodor. Pasajul de la tăietura Turcului se face. Cum? Noi l-am prins în cadrul proiectului de electrificare a căii ferate de Cluj-Oradea. Este un proiect de 1,2 miliarde de euro. Lucrările au început deja și în cadrul primului tronson și pasajul de la tăietura Turcului este prevăzut. Acum se lucrează la procedura de expropiere ca după aceea să se înceapă la lucrarea de la pasajul de la tăietura Turcului. Deci el se face și am reușit să obținem finanțare europeană de aproape 30 de milioane de euro pentru ca acest pasaj să se face, să se facă. Ce face cu traficul până e gata metroul? Facem în primul rând, ce v-am spus, bandă dedicată pentru autobuze. Asta face pe Cluj-Florești, va fi gata lucrarea la sfârșitul anului viitor. Conform contractului, lucrarea a început și la sfârșitul 2025 avem gata. Deci vom avea bandă dedicată din Florești până la în Mărești pentru autobuz. E o primă măsură, după care, evident, metroul ne va permite să trecem în altă ligă, în altă liga orașului. Bun, eu am propus să stăm 10 minute, 15 minute să vă mulțumesc, dar ați fost atât de incitați prin întrebările dumneavoastră cât mi-a făcut o reală plăcere să fiu alături de dumneavoastră. Încă o dată aș vrea să nu abuzez de răbdarea și de timpul dumneavoastră. Mi-a să cu plăcere, mi-a cu marea plăcere să fiți alături de mine. Încă o dată închei cu ceea ce am început. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care duminică mi-ați acordat votul, peste 53.000 de clujeni, repet, pe vreme grea, pe ploaie, pe arșiță sau pe alte lucruri grele, ați venit și mi-ați acordat încredere și voi face tot ce ține de mine, omenește posibil să nu vă dezamăgesc, pentru că mi-ați făcut această onoare și cinste pe care mi-ați acordat-o. Le mulțumesc și celor care nu m-au votat, am spus-o, vocea lor a fost auzită și ascultată, așa este în democrație și vă mulțumesc dumneavoastră, celorlalți care nu sunteți din Cluj, dar care sunteți alături de mine. Am putut comunica în decursul timpului, am ascultat sfaturile, recomandările, propunerile dumneavoastră, ne-am bucurat împreună de multe evenimente, ne vom bucura și în continuare. Sper să ne revedem la Cluj, vă doresc să aveți o viață frumoasă oriunde locuiți în această țară sau în afara României, în Uniunea Europeană și împreună să ne bucurăm de momente și de clipe frumoase. Încă o dată vă mulțumesc frumos pentru această seară minunată. Și vă promit că ne vom mai revedea într-o asemenea formulă. O seară frumoasă, la revedere, numai bine!